De ce nu ai plecat cu toți ceilalți? Știi la ce te expui? Nu înțelegi consecințele? O femeie singură, o civilă în fața armatei noastre. Nu cunoști protocolul? Ești mută? Sau nu vrei să vorbești? Ești vie. Aș putea să termin rapid cu tine, dar profetul mi-a muiat inima de când am fost la Mecca. Unii subestimează islamul, nu știu să vardă partea plină a pacarului. Noi musulmanii respectăm femeia. Camera asta parcă un muzeu de ceară cu o statuetă vie. Occidentul e un muzeu islamic. Ai citit măcar un pasaj din Coran? Vorbește! Apă. Scuze. Am uitat că v-ați otrăvit fântâne din calea noastră. Vin băieții răi, demolează, profanează, arestează, violează. Uite apă. Mulțumesc. Să te binecuvânteze Dumnezeu. Care Dumnezeu? Există doar unul. Îl știu pe Dumnezeu. Băia bun, ne-a dat gaz mult. Și pe voi să vă jucați cu bricheta la conductă. Nu-mi place focul. Nici mie. Prefer cuțitele. Îmi fac scomot. Vrei să mă sperii? Nu cred că te mai sperie nimic din moment ce conaționalii tăi și-au distrus tot. Case, amintiri, biserici. Nu. Ce nu? Biserici și morminte armenești nu profanăm. Joș... Vă lăsăm vouă plăcerea asta. Joștare. Și noi avem mass media și voi presă. Oamenii sunt la fel peste tot. Asta cu uniformizarea și globalizarea îmi scapă. Ce studii ai? Te las pe tine să descoperi. Nu ești anchetator? Ba da. Dacă eram cercetaș sau curățător, aveam alt dialog acum. Ai citit Orhan Pamuk? Am auzit de el, scriitor turc premiat cu Nobel. Dar n-ai citit. Suntem în război. Citesc puțin seara din Coran. Nu am timp din cauza alarmelor și aplicațiilor militare. Oricum, Pamuk e dizident acum. Nu-și mai bea cafeaua turcească la nisip și rahatul turcesc cu Erdogan. Spre deosebire de Putin, care bea vodka cu Depardieu. Ești bine informat. Am terminat contra informații militare. Și de ce te-a trimis pe tine? Pentru că ești un caz special. O Ioana d'Arc armeancă. Știu că afară sunt soldați care așteaptă. Stai liniștită. Astăzi mi-am terminat bateriile cu violență. Vreau liniște. Între un bărbat înarmat militar și o femeie singură civilă nu poate exista decât dominare. Nu poza victimă. Victimele sunt cei care au fugit din calea noastră și și-au distrus propriile case. Am văzut gropi comune. Allah mă judecă pentru faptele mele, nu ale altora. Dar exploda conducta asta blestemată. Nu te-ai săltura de explozii? Vrei un sejur în Siria? Acolo e altceva. E la fel. Resurse asiatice cu logistică occidentală. Rețeta e clasică. Dacă te-ar auzi superiorii tăi, te-ar degrada. Nu o să le spui tu. Avem ceva în comun. Ce? Nebunia ta și mila mea. Oare invers cum ar fi fost? Cum adică invers? Adică în loc de armata azeră, ataca armata armene, un sat musulman părăsit cu o femeie singură, nebună și încăpățânată, care refuză să devină refugiată ca toți ceilalți.
Nu subestima femeia musulmană. Știi foarte bine cum luptă palestiniencele și femeile din Cecenia. Da, sunt adevărate kamikaze, dar eu nu sunt de acord cu sinuciderea. Ce faci tu e mai sfidător ca sinuciderea. Nu te umpli de onoare. Dimpotrivă, cu naționalității te consideră trădătoare. Iar noi te vom interna la Baku, la psihiatrie, ca studiu de caz. E frumoasă capitala voastră. Ai fost? Am văzut-o pe internet. S-a schimbat mult. După URSS, numai aici a fost. Toți ne-am schimbat. Aveți actrițe și cântărețe frumoase la Hollywood, voi armenii. Da, suntem o comunitate puternică în diaspora. Unii vă compară cu evrei. Ei, nu chiar. Dacă nu ne-ar despărți tradițiile și religiile, poate acum nu trebuia să vă distrugeți tot ce ați adunat. Crime de război sunt de ambele părți. Victime colaterale, așa e în luptă. Dar voi ați fost aduși aici. Teritoriul ăsta ne aparține. Și armata voastră a ucis o mulțime civili azer. Trăiesc de 30 de ani în Arțac. Cine e de vină? Rușii, turcii, azerii, petrolul, Europa? Sau voința lui Dumnezeu? Dacă Allah a permis asta, are un scop. Trezirea spirituală a poporului azer. Ești căsătorit? Da, soție și doi copii. Și ce le povestești când te întorci dintr-o campanie militară? Sunt foarte tăcut acasă. Îmi dau seama că toți militarii lumii seamănă între ei. Ce vrei să spui? Doar civilii sunt diferiți. Care e prețul tău? Ești patriot sau mercenar? Ești cam o brăznică pentru refugiată. Nu sunt refugiată! Dar ce ești? Stau pe loc. Cei care au părăsit statul ăsta sunt refugiați. Pentru noi ești captură de război. Cât eroism! O să te predăm guvernului tău conform armistițiului. Asta în cazul dacă nu fug de sub escortă, ca să aveți motiv să mă împușcați. Nu fugi! De unde știi? Te-a anunțat îngerul Gabriel ca pe profet? Vrei să mă provoci? Nu fugi! Ai spus mai înainte că nu ești refugiată. Graba nu este de la Dumnezeu. Nu ne grăbim. În câțiva ani, Nagorno-Karabakh va reveni la ce a fost. Și ce a fost? Înainte de... Știi și tu, nu ești proastă. Și voi aveți genocid. Genocidul poporului armean. Cu puțin ajutor de la frații voștri turci. Nu toți recunosc genocidul vostru. Ești bine informat. Am terminat contrainformații militare, uitat? Posibil. N-am mâncat de 3 zile. Ah. Uite pâine. Știu că voi armenii mâncați multă pâine. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi. Ai citit Biblia? Dar tu Coranul. Noi am fost primii creștinați. Ai să rămâi surprinsă. Coranul e inspirat din Vechiul Testament. Toate se leagă pe pământ și se desleagă în cer. Stai, liniștită, nu te leg în dubă. Știu că vei fi cu minte. Unii din sătenii mei au zis că sunt trădătoare pentru că nu am fugit cu ei. Pentru noi ești o eroină. Nu te tem de viol, de moarte, de tot ce ți s-ar putea întâmpla. Am pierdut tot. Sunt văduvă de război. Copil mort în bombardament. În bănci nu am nimic. Aur nu am deoparte. Care război? Anii 90, Baku, Erevan, ai uitat? Cred că cel care mi-a pulverizat familia acum e la pensie. Sau mort. Hai să nu numărăm morții, că nu știu statistică și s-ar putea să fii surprinsă. Oricum, aveți drone frumoase, nu mai aveți nevoie de eroi. Ai dreptate acum. Tehnologia asta nu mai e nevoie de eroi. Au cam dispărut eroi. Telecomandă, joystick, monitor, Bayraktar! Ce se va întâmpla cu mine? Îți fac o percheziție, dai o declarație și te băgăm la duba blindată. Așa periculoasă sunt? În caz că pică o rachetă rusească de la voi pe tablă, să te păstrăm vie.
Deci e vorba de o excursă mai lungă? Ancheta poate dura săptămâni. Ești pasăre rară pentru noi. Dar după ce ne spui tot ce vrem să auzim, te livrăm înapoi la Erevan. Nu sunt din Erevan, sunt din Arțac. Nu mai fă pe separatista. Și străbunicii tăi tot din Erevan au venit și au uitat să plece. Cu ce sunt eu de vină că străbunicii mei au venit aici? Întreabă-i pe ei dacă ai nelămuriri. Ești o brazdică? Sunt armeancă! Vezi că poți schimba foaia? Dacă adun toți armenii mei, mai fac în azerbaijan. Stai prost la statistică. Musulmanii sunt mai numeroși. Intră pe Google. Nu cred în Google. Dar în ce? În Iisus Hristos. Și eu în Allah. Nu! Tu crezi în salariul tău de militar. Nu sunt materialist. Știu, gazul care curge de la voi spre Europa nu e material. E gaz. Ai umor. Ai citit profeția? Nu am timp să citesc profeții. Execut ordine. Oricum internetul e plin de profeții. Turcia va ataca Grecia. Rusia va ataca Turcia, iar voi sunt curioasă ce veți ataca când se va termina gazul ăla blestemat. Nu se termină. Totul se termină. Ești pesimistă? Cândva eram naivă ca tine. Am venit în satul ăsta începând o viață nouă. Nu am să uit niciodată tradițiile armenești. Sunt unice. Încă mai simt mirosul prăjiturilor făcute de bunica. Toate tradițiile sunt frumoase. Fără sărbători am fi niște roboți. Dar tânăra generație din țările noastre nu are nevoie de tradiții învechite. Occidentul ne-a asimilat și pe voi și pe noi. Lumele invită la dans. Rusia, Ucraina, Iran, Israel, Turcia, Grecia, SUA, China. O coreografie mondială. Iar în prelungiri, Armenia, Azerbaijan și pe banca de rezerve Irak și Afganistan. Ce balet, ce balet! Parcă o piesă de teatru care se scrie singură. Teatru, teatru de război. Follow the money. De la Adam și Eva, războiul dus de om împotriva sa. Până și aici ne-ați luat înainte cu potopul și muntele Ararat. Stai liniștit că și noi avem tineri armeni care cred că noi e mitologie. Mitologie, teologie, tehnologie? Tehnologia asta. Am intrat pe YouTube și am căutat Armenia versus Azerbaijan. Și ce ai găsit? Reclame idiote. După reclame. Teoretic vorbind, voi aveți dotare militară mai bună ca noi. Așa o fi. Dar într-un război mai contează și factorul psihologic. Nu cred în psihologi. Dar în ce? În îngeri. Ești învechită rău. Nici nu mă mir că ai rămas singură în casa asta părăsită. N-am rămas singură. Am un înger păzitor. Mă simt flatat. Nu la tine mă refeream. Scuzați, credeam că e un compliment. Psihologia și psihiatria sunt științe recente. Bolile mentale sunt posesiuni demonice. Cred că nici armenii tăi nu le consideră normale la cap. Care? Aia care au plecat ca să salveze trupul și argoniseara de 30 de ani? Ce urât vorbești de conaționalii tăi. Au zis că sunt trădătoare pentru că nu am plecat cu ei. Pentru noi ești eroină. Puțin nebună, dar eroină. Să nu mă torturați degeaba că nu știu secrete militare. Stai liniștit, dacă nu mai sunt secrete pe planeta asta. Sateliți, antene HARP, 5G, smartphone, drone invizibile. Nici voi armenii nu sunteți ortodoxi pe bune. Schismatici, calcedoni, mai aveți și catolici, protestanți, ca în cele 40 de zile de pe Mustadag. Impresionant. Ai citit Franz Werfel? Ordin de servici. Un anchetator trebuie să cunoască până și subconștientul inamicului și fiecare mutare a lui în avans. Ca la șah. Până acum a rămas un singur pion pe tablă. Adică eu? Tu, în locul meu, ce ai face? Ce urmărești? Nimic, super de plictiseală, te-ai predat fără luptă. Lupta mea e să rezist aici, în casa asta, alături de amintirile mele. Munca mea de viață, grădina din spatele casei care... Nu mai e! A lansat aviația noastră niște rachete! Mă scuzați, am uitat de bombele de ultimă generație cu factură la gaz, plătite de europeni. Iarna-i frig în Europa! Vine cât un ger polar de la frații voștri ruși, care v-au catapultat cu mult timp în urmă pe aici. Eu sunt efectul... Cauza e la celălalt ghișeu. Lăsați o cerere. Vă sunăm noi.
Ai umor negru. Uite cum facem. Tu te așezi în locul meu și eu în locul tău. Facem schimb de roluri până vin superiorii mei. Așa ne jucam în școala militară. Nu te temi deloc? Perimetru înconjurat de soldații noștri. Îți plac senzațiile tari. Ești mai tare ca opiumul pentru mine. Și Herezada care nu vrea să spună povestea. Am spus destul despre mine. Nu e suficient. Dacă te prind superiorii tăi, te degradează și sau faci batalion disciplinar. Nu mă prind, nu le spun. De unde nu știi că le spun eu? Nu ai trăsături de turnătoare. Chiar mă întreb dacă printre femeile noastre musulmane există vreuna ca tine. Da, aveți destule, dar ai prea multe bombe în cap ca să vedeți frumusețea femeii. Nu te-ai jucat destul cu soldeței și tancurile de plastic și ți-a rămas ceva din copilărie, încă necoaptă. Mă întreb, la câtă pasiune pui pentru războiul ăsta dacă ți-a mai rămas pasiune pentru femeia ta? Ajunge! Nu ajunge! Chiar acum m-am încălzit. Ia treci în locul meu! Musulmanule refugiat! Și spune, de ce nu ai părăsit casa asta când toți ai tăi au plecat? Ce vrei să dovedești? Nu vreau să dovedesc nimic, domnul ofițer. În camera asta am băut prima catara la nisip, am băut primul ceai negru și am citit Cartea Sfântă cu bunicul meu, veteran de război. Ce război? A luptat în armata sovietică, mujahedin, taliban, ceceni. Ceceni, petrol, Dudaev, Rodaev, petrol și gaze, bani, bani, rachete balistice, profit maxim. Eu țin la valorile spirituale, nu doar materiale. Am ales să nu fiu refugiat pentru ca armata noastră să nu spună că tot islamul nu există un slujitor al profetului care să înfrunte profeția. Ai curaj, continuă! Dacă toți care au părăsit statul ăsta au mai bine, nu-i judec eu, să-i judec ce Dumnezeu.